proces penal de ședințe anterioare. Dacă aveți ceva obiecțiune. Nu. Punem la vot. Da. În conformitate cu dispoziția primarului Comunii 209/2005/06/2018, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunului Comunal. Ce va avea loc în data de 30.05.2018, ori 16 la sediul Comunii Comunului Sândureni, seara de Consiliu. Ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru Paștiște din Comuna Sândureni, județul Bacău, inițiator Comuna Sândureni. 3. Proiect de hotărâre privind modificare HCL numărul 10 din 31.01.2018, prin care au avut loc aprobarea numărului de posturi de asistență personal ai personalului cu handicap grav. Așa, ce putea fi angajat de către Consiliul Local Județul Bacău în cursul anului 2018, inițiator primarul comun. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Sândureni, inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 24 din 24.01.2018, prin care a avut loc aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii rez de executat la investiția construirii Căminul Cultural Coman după ce a intervenit rezilierea contractului cu executantul SC Moldovien XRN Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței a domeniului public al Comunei Sândureni. Suprafața 49.000 metri pătrați, teren situat în intravilanul satului Verșești, Comuna Sândureni, județul Bacău, inițiator, primarul Comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții construirii Căminului Cultural Coman, actualizat după licitația RES de executat, inițiator, primarul Comunei. 9. Diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunei. Cine-i propune? Sigur noi? Nu vă propun. Sara Cantona. Sara Cantona. Da, sunt propus. Sara Cantona. Da. Alte propune? Nu. Alte propune? Nu. Să pune sau propune. Punem la vot. Pentru? Abținem. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru Paștiște din Comuna Sânduleni, județul Bacău, inițiator, primarul Comunei. Da. După cum știți, amenajamentul pastoral era obligat din anul 2013, an de an acest termen s-a prorogat. Noi am ajuns acum ca să luăm să avem amenajamentul pastoral, deși amenajamentul pastoral este punctul de reper sau punctul de plecare în momentul în care se concesionează pășunile. El nu numai că îți dă valoarea actuală a pășunii, dar se stabilesc clar și ce lucrări se vor face pe acel punct de pășune, pentru că este făcut de fiecare pășunate, stabili valoarea masei verzi și ce trebuie făcut în așa fel încât această masă verde să nu se distrugă. Deci asta este obligatoriu pentru toți, conții printre primii, nu suntem nici ultimii, deci poate undeva pe la mijloc, dar acest studiu, prima dată s-a făcut studiu pedagogic, după cum bine știți, și este o întreagă echipă de lucru care au luat și au stabilit, au făcut acest amenajament pastoral. Bun, dar știți că de vreo 2 ani de zile ne primim. Aici, sunt o completare,
contractul de concesional a pașii și cu Asociația Crescătorilor de Animale Sănătoase este până la anul 2019, iar în situația când noi nu avem acces amenajament pastoral, legislația nu ne va permite concesionarea acelei suprateței către fermieri din comunele Sănătoase. Deci pe baza acelui amenajament pastoral, de legea legislația ne permite că s-ar modifica concesionarea acelor suprateței către fermieri. Dacă se va concesiona către fermieri, da. Acum se va permite concesionarea pentru fermieri? Toți care sunt crescători de animale. Tot ce e clar. Deci asta e pentru crescătorii de animale, pentru că se stabilește clar ce lucrări trebuie să facă pe pășunea respectivă. Okay. Cum va fi exploatată și ce lucrări. Și calitate. Ce pășune l-am dat odată? Ba da, dar expiră contract. Se expiră în 2019. L-am dat. Am dat-o până în 2019. Până în 2019. Are contractul cel pe 2019. Pentru că au venit mai multe solicitări din partea fermierilor de concesionarea acestor suprafețe. Dar având în vedere că deja sunt concesionate către asociație și este încheiat un contract pe care și-l asumat și Consiliul Local, nu pot să concesionez acea suprafață către două persoane juridice sau persoane. Aceeași persoană. Da, da, da. Da. Știam că, nu? Da, da. Este până în 2019. Dar în momentul când se exclui, cu bază la noi, poate... Facem de asta, o să ai vorbim la cei că la care... Da, da, sunt prevăzute în contract, ar fi prevăzute clar cu... Și sumele care pe hectar, de exemplu, pe un hectar, depinde de zonă. Noi suntem pe o zonă de vreo 370 de euro pe hectar. Acele sume vor fi încasate de fermier, dar în anumite condiții. Adică, la anumite condiții, pentru că cei de la APEA care gestionează aceste bani îți vor veni în control și îți va da ok, la fie bine sau bine. Da. Pentru că ei sunt cei care le contează acele sume. Contractul cu asociația când expiră 2019, în primăvară? Nu știu atât de mult. Nu știu să răspund. Dar știu că în 2019, dar nu... Procedura trebuie de parată înainte de expirare. Să fie totuși de fătă o fătă. Bineînțeles, și la licitație cine va putea participa asta? Atunci se va stabili și probabil va fi o licitație pe loturi. Adică pe loturi, dumneavoastră, pe exemplu, fiind din Sănduren, nu veți licita un lot din, să zicem, din stuf, din coma. Dar se vor scoate la licitație pe anumite loturi. Dar puteți să licitați orice lot din comuna Sănduren. Deci nu. Dar, în general, la fel, poate licita și o altă asociație, dacă sau va fi restricționat. Nu va fi restricționat. Nu vorbim. Va fi un caiet de sarcini, pentru că la un moment dat s-a pierdut un proces pe poduri. Eu am multe suprafață. Dacă eu am o suprafață, să zicem, de un hectar, pe acea suprafață de hectar, poate trebui să am și, să zicem, 7 ori. Dacă am 5 oi și vrea să solicite cineva din altă comună suprafața de 10 păjini, putem neapărat trebuie să o dai respectivul, pentru că suprafața este mult mai mare decât animalele care vor paște pe zona respectivă. Adică e un raport... Da, încărcătura de animale de pe hectar. Unitate vită mare pe hectar. Sau unitate vită mare. Aici aș vrea să fac o completare, neavând legătură cu animale. Ar trebui să atrageți atenția la asociația, conducerea asociației, să îndrețele și drumurile de acces către Coșuni, pentru că nu trebuie să îndrețelute, iar cei care trebuie să meargă la Coșunea respectivă încalcă proprietățile cetățenilor care sunt riverani cu Coșunea. Nu s-au curățat vegetația părestieră de pe lângă drum și nu mai e capit căruța. Și atunci omul ia pe alături, strică bicernă, strică trifoi sau... Da, este adevărat. Asta este deci adevărat. Trebuie avut în vedere și situația. Este adevărat. Și dau un exemplu pe zona Pusarei. Am văzut că au venit un burdu și mărește. Dar în acea situație, în acea... și cetățenii care au suprafețe de pământ la marginea drumului, au cam exagerat în general, cam exagerat. Intră foarte mult în drum. Și dau un exemplu pe zona
Tazărul, unde am și eu suprafețe de pământ. Nu, fiecare an tot timp de tot timp. Neapăsire, era o lățime de 6 metri, acum e o lățime de 3 metri. Da, tot se intră, tot se intră. Primar, acolo nu e când o apără pe tare, acum am să-ți certat și așa cu un an. Tractoristul iese până în drum. Nu e să mai reduce pe ugul sus. Eu nu pot să intru pe trișca mea, acolo mă așa. 6-7 metri. Depinde ce fel de categorie de drum e. Categorie de obstacol și ăștia. Ce mai dai 6 metri. Tractoristul e tractorist. Și proprietarul nu ridică la rad. Eu stau un pic la acolo când nu ridică, ridică de manetă. Trebuie, da. Nea Vasile, dacă îți place să te întinzi în distanță. Nu la tine, nu. Eu la mine. Cine este Petru? Da, proiect de hotărâre privind modificarea HSR numărul 10 din 31.01.2018, prin care a avut loc aprobarea numărului de posturi de asistenți personal ai persoanelor cu handicap grav, ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Județul Bacău în cursul anului 2018, inițiată primarul comunei. Conform certificatului de handicap grav, persoanele pot opta pentru asistent personal sau pentru indemnizare. Prin hotărârea de Consiliul Local numărul 10 din 31.01.2018, s-au aprobat 16 posturi de asistent social, 18 posturi, dintre care 16 erau angajați. Acum s-a solicitat angajarea încă două persoane, plus solicitări a încă două persoane. Neavând acele număr de posturi, nu putem să-i angajăm. Vom aproba suplimentarea cu încă două posturi, dar angajarea acelor persoane nu depinde decât de proiectul de buget. Bugetul alocat, bugetul alocat în costul care, având în vedere că până în acest moment noi nu am contribuit ca și cofinanțare cu acei 10%. 10%. Chiar și cu o contribuție de 10%, noi nu am preconizat că vor fi încă 4 angajări. Dar eu să aprobăm deocamdată posturile și nu mai vedem. Se găsesc. Pentru lucrurile astea se găsesc bani. Întotdeauna, spre sfârșitul anului, în general, primul rămân fără bani, dar Consiliul Direcția Generală de Finanțe are o sumă de bani pentru persoane cu grav, certificat, având certificate cu handicap grav, pe asistenți personali, iar indemnizațiile nu mai vorbim, pentru că toate sumele vin direct de la finanțe. Și acum să înțelegem că cei doi care au solicitat, cei doi peste 18 posturi nu vor beneficia imediat sau așteptăm sfârșit de an? Așteptăm o rectificare de 1 iulie. Am pus pe ședința de acum din mai, în momentul când facem o rectificare de buget, să vedem sumele disponibile. Să vedem ce sume disponibile. Să facem tot posibilul. Da, ce sume disponibile. Dar o persoană, i-am cu Emil de la Buzurești, i-am explicat doamnei, doamna este pensionară, a fi vrut să fie angajată, i-am făcut indemnizație. Ei de ce solicit totuși angajarea ca asistență personală? E o diferență. De exemplu, ca și indemnizație iau 11.640.000, iar la angajată cu 12.813.000. Adică preferă să fie angajați, pentru că iau cu 1.500.000, 1.800.000, 2.000.000, mult mai mult decât indemnizație. Și merge și vechime. Și merge și vechime. Și așa banii sunt puțini. Și așa cazul, necazul e, nu putem să... Da. Nu îi ajutăm, că mai ales că nu sunt mulți și ne cazăm în mare, trebuie să fie tot posibil. Pe perioadă, uitați, pe o perioadă în 2012 erau 22 de posturi, asistenți personali plus indemnizații, acum vedeți că avem 16 cu 14, avem 30, deci cetățenii sunt mai bolnavi. Da. Altcineva? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea nomenclaturii stradală al Comunei Sandurel, inițiator primarul Comunei. Aici nu se departe, să dați mea asta. Dar nomenclaturul stradală, știți că de fiecare dată s-a discutat, înainte de a se trimite spre realizare, s-a discutat în ședința de Consiliu. Am primit avizul. Avizul pentru denumirile care s-au stabilit atunci. Și nu s-a făcut nicio fel de modificare.
cum s-a discutat atunci în ședință. În ședința de comisie, când s-a venit tot și s-a pus și în discuție chestia asta, deci e totul exact la fel. Acum te poate și anumit spași, poate la recitație, trebuie să iau de firme. Helegiul este puțin mai înainte decât noi. Au de-a la procedura de achiziție. Ion era la regulă, nu-i plăcea comă, cum spunea din strada aia. Aia e o stradă care s-a modificat. Nu, punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 24 din 2401, prin care au avut loc aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor inițiator primarul comun. Biserica Adventistă a solicitat 3.000 de lei pentru reparații, materiale de reparație. Acum au venit cu o solicitare, că nu vor să mai cumpere acele materiale de reparații, să le permitem să-și cumpere vadă bazarul, câte monitorați. Loc de văzut și materiale de reparații. La valoare este tot acela. Tot aceeași mult să mută acolo la valoare. Schimbă destinația, doamne. Destinația, adică a venit domnul dirigente Cunteanu și am întrebat, domnul, material de reparații, în material de reparații pot fi incluse, poate fi inclusă și vata bazaltică? Și a zis că nu, este izolație. Termoizolație, a zis că nu. Da. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii rez de executat la investiția construirii Căminul Cultural Comand după ce a intervenit reziderea contractului cu executantul SC Moldo-IM SRL Bacău, inițiator primarul comun. Aici vreau să rețineți un aspect. Noi am emis o hotărâre de consiliu pe data de 24.01.2008, da? Pe valoarea, dacă vreți puteți să notați și pe valoarea toate documente, pe 93.501. Deci 935.52. Ei, dacă vedeți acum, vedeți că este 101.17. Diferența aia de 77 de milioane e pe o dispoziție de șantier care nu a fost inclusă în centralizatorul lucrărilor înainte, pe ultima decontare a Moldoienei. Deci, ca și concluzie, vedeți că de la 931 de milioane s-a dus 117 milioane, iar această diferență este pe o dispoziție de șantier dată de proiectant. 7.000 de lei pe dispoziția. 7.000 de lei. Adică acea sumă de 7.000 de lei prin dispoziție de șantier, da și nu, dar mi-au luat anumite măsuri să actualizăm rez de executat, pentru că oricum valoarea de pe nu o să fie nu de pe aceasta. Nu ca și bani. Ca și bani. Se finalizează complet lucrările sau mai rămâne de ceva? Complet. O să vă prezint la următorul punct. Sublimat. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței al domeniului public al comunei Sărbuveni a suprafeței de 49.000 metri pătrați, teren aflat în întrivana, tot mă chinui cu proiectul de la Vârșești, ne trebuie avizul de la apere, direcția de apă Siret la Căl, prin care am solicitat cadastru de pe culorul Vârșești. Direcția de apă Siret, ei și-au efectuat cadastru pe fiecare curs de apă și noi trebuia să întrebăm, să obținem avizul pe culorul Vârșești. Ei ne-au răspuns că culorul de la Vârșești nu este în evidență lor și nu este cadastrat, dar trebuie inclus în inventarul Comunei Sărbuveni sau apartamentul la domeniul public al Comunei Sărbuveni de la Vârșești. Acum, suprafața, că nu s-a făcut ridicări topul, pe o lungime de 3 km 400, i-a dat o lățime 14 metri, 10-11 metri și trecem în domeniul public, pe locul de la Vârșești.
Deci aveam două posibilități, să trecem în inventarul domeniului public sau să atestăm apartenența la domeniul public asupra afecției respective. Adică nu putem începe să finaliza proiectul până nu se va trece. Topul loc. Acum, da, cofi mai mare, cofi mai mare. Dacă are curbii mai mult, dar 3 km mai mult. L-am trecut de toți. Și Iașul. Da, până acum cine la preță? Cine la preță? Și amenajările de intrare în locuințe, în special acele pădețe, trecere la domeniul public, podul pădețe. Aceste locuințe, știți cum e cu acestea? Acolo, nu, vorbesc că sunt multe. De jos, trece la domeniul public, în cazul ăsta l-a întreținut, pentru că mare majoritate sunt făcute de cetățeni. Eu au autorizație, când n-au autorizație, au făcut ca să poată trăiți. Eu am avut o problemă, era cu nepotul. Mă rog, nu contează cine e, sunt mulți în situația asta. E o situație. Ca să ne aduc în lupta ce eu să putem să... Da, trebuie atenționat proprietarul. Proprietarul trebuie atenționat. Fii atent, de acum ați le-au primit. Exact, la studiu. Dar dacă proprietarul se vecinează cu drumul și pe rău trece când o grada pâie. De exemplu la frate pe Ion. Nu se vecinează cu drumul. Pe rău e lui, din grădina lui. Specialiști. Dar nu trebuie să fie. Dar noi a fost unul de la Cadastru și un domn Maior, care a fost detașat de la unitate, dar era inginer, cadastrist. Da. Ei, tot intrat de la anul comune au fost făcut de aceste două persoane sau de alte. S-au mai fost. Asta cum să spun, sezonier și altul. Acei domni care au fost atunci, Dumnezeu să ierte pe parte din ei mai sunt, ca să le mai fie mai ușor, nu mai ținut cont când au măsurat intravilan, că intravilan avea sarcina să o măsoare, nu mai ținut cont că proprietatea râu trece și prin grădină sau râu este vecin într-o parte cu proprietatea, iar în altă parte cu drumul. El l-a pus direct cu drumul. Și de aici așa poate Toată tâmbălăul, pe unde este tâmbălăul, dar nu este. Aici, în cazul ăsta, aprobarea tăblării la grădină, s-a scăzut din suprafața care trebuia să o primească. Fiecare proprietar în parte, s-a scăzut chiar și suprafața ce e pe rău. O să vă prezint situația, că le-am micale, dar să vă prezint situația la o situație atipică. Zona respectivă e o situație atipică. Da, acum problema mai... Deci nu ar fi asta problema că ai o suprafață mai mică decât e cea în acte. Problema e că nu rezultă din acte ca vecina. Da, pentru că tu trebuia să fii în titlul de proprietate trecut cu vecin pe rău, da, pe parcelă dincolo de Turui și pe parcela asta la altă să fii vecin pe rău drum național. În schimb ai păduri, ocol silvic și drum național. Și acum nu se poate face nimeni acte. Nu-ți poate face măsurătoarea. De exemplu, mulțumesc nu am făcut și ar trebui și noi să ne facem. Ar trebui să găsim un demers la nivel local. Și ne ducem în tribunal cu toate titlurile de proprietate și solicităm judecătorul modificarea pe greșeli.
ca vecinătăți. Ca vecinătăți. Adică dacă am Pâlău, nu mai este drumul național, este Pâlău. Dar pe o greșeală a comisiei locale, așa facem în GM. Greșeala comisia, adică și-o asumă comisia locală acea greșeală. Pentru că, până la urmă, comisia locală nu e Ionică Vânză, pentru că propagau sub rândul la... Da, da. E o greșeală a comisiei locale și din comisia locală au făcut parte timpului respective sau un timpul ăsta mai multe. Acum de ori ne aveți, pot comote, de sau, dar nu unde că aveți. Spunem la vot. Cine este pentru? Ține nimic. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții construirii căminului cultural Coman, actualizat după licitație rău de executat, inițiatorul primarul Coman. O situație atât de grea cu căminul cultural de acum a început de atât de mult timp, a fost a doua investiție care au avut licitații pe ea în 2013 și uitați că este și în 2018 și nu au reușit să terminăm acel cămin. Nu este din vina autorității contractante, respectiv primăria Sandure, a fost bugetat, în fiecare an a fost bugetat, dar au fost probleme. Au fost probleme pentru că constructorul ne-a părăsit. Constructorul nu am înțeles niciodată de ce a părăsit lucrarea, execuția lucrării. El mai avea de executat 930 milioane. Adică lucrări, 930 milioane a plecat foarte greu. Până să reactualizăm, până să... Nici noi n-am avut cunoștințele necesare, pentru că era foarte greu. Te dăm judecată și o să pierzi procesul cu ei și o să pierzi toată manopera pe lucrarea respectivă. Am rezilat contractul, am fost la licitație pe lucrări rămase de executat. Primăria Sămurei a efectuat lucrări în regie proprie de 95 de milioane, 95-200, dar punem 9500 de lei, de 95 de milioane. De asemenea, au mai fost lucrări executate de societatea Modo Energy, prima societate de execuție, pe gresie, pe care nu au fost plătite către dumnealor, respectiv de 70 de milioane. Au rămas rest de executat 730 de milioane. S-a scos la licitație, s-a câștigat licitația de o firmă. Acum s-a constatat că proiect peste pupuză că nu a fost inclusă rețeaua de canalizare în proiectul inițial. Nici pe cont, nici pe... Noi am zis așa, dom'le, este imposibil să nu inclus canalizarea pe contractul respectiv. Și am luat legătura cu un proiect. Da, ne-a făcut un proiect pe rețea de canalizare, dar un om deosebit, un domn de la Moinești, chiar, domnul, n-am lucrat niciodată cu el, dar un om foarte prompt, într-o săptămână ne-a făcut proiect. Domnul Vasile Bărțătescu, nu spun societatea, s-a emis o dispoziție de șantier de către proiectantul principal și s-a mărit valoarea cu 29.000 de lei. Dar este o greșeală la proiectantul, aici spun, pe niște lucrări, cu 19.000 de lei. Noi am mers pe rest de executat pe societatea care a câștigat licitația. Și vedeți că, la un moment dat, pe un deviz, vedeți aici, pe capitolul 3, 0000. 000, dar pe capitolul 3 s-au făcut niște cheltuieli. Ei, acum s-a făcut actualizare de vis general pe toate lucrările, cu aviz, cu tot, cu proiectare, cu tot, inclusiv acele dispoziții de șantier. Adică, și s-a ajuns o anumită valoare, nu știu care este, 78-780 și ceva de lei. Ca sumă. Ca sumă. Suma inițială a fost, de 986 și constat acum că sunt 786. Adică cu 2 miliarde mai puțin, asta înseamnă că în urma licitațiilor întreprinse de unitatea primăria Sandureni, s-a scăzut prețul de la 9 miliarde 800 la 7 miliarde 800, inclusiv cu dispoziție de șantier cu toate. Și acum, la încheierea investiției, noi, știți, am lăsat acolo o toleranță de 5-6.000 de lei, poate mai e ceva. Și am mărit devizul general cu 6.000 de lei, da? Am vorbit cu doamna Ciupel, că doamna, vedeți, poate mai trebuie ceva. Dar nu neapărat să ne închidem pe 7.860, dar să închidem pe 7.800. Pentru că la procesul verbal de recepție e o notă contabilă care doamna contabilă îți spune pentru analitic, pe contul analitic despre cămin cultural s-a cheltuit atâția bani. Procesul verbal se va încheia pe banii din contabilitate, nu pe 7.800.
de 7 mai de 780 de lei. Dar acest debit trebuie actualizat. Adică nu puteam să plătesc acele sume pe canalizare dacă nu le actualizam. Și totuși nu erau depășiți indicatorii tehnico-economici. Aici stau, trebuia, nu trebuia, că nu s-au depășit. Dar având în vedere că întotdeauna legislația precizează actualizarea lucrărilor de execuție, am crezut că este necesar iar actualizarea lucrărilor de execuție. De ce? Că s-au depășit primele lucrări de execuție, pentru că nu au fost note de renunțări. Ați înțeles? Dacă eram note de renunțări, atunci nu am fi depășit. Dar nu au fost și am depășit valoarea, să zicem, cu 6 și cu 19, cu 25.000 de lei, fără teapă, vin fără teren. Și 50 din ăștia, 10.000 sau 1 miliard vechi, societatea asta m-ar drag. Practic este 500 de milioane vechi. Diferența? No. Sau nu înțeleg. Deci, exemplu, am dat o hotărâre de Consiliul Local pe un centralizator. Deci, ei au câștigat licitația modului de mic cu 6.800.000. 6.800.000 vorbim fără TVA. Da. Cam 6.800.000. Au rămas de executat 570.000.000 lucrări din ofertă plus 18.243 lucrări din necesiuni aprobate de proiectat. Cu totul, cu TVA cu tot, era 935.000 lei. Adică 935.000.000 lei. Ei, acum, în acei 935, vedem că am avut un NCS-ul aprobat, că n-au fost inclus în ăla și s-a dus la 101. Nu are nicio treabă devizul cu 101, cu ăsta actualizat. În acest actualizat, dacă vedeți la un moment dat, pe desfășurător, dați-vă rog să vă arăt pe desfășurător, dacă vedeți, uitați. Pe desfășurător s-au inclus, uitați, ca să ne dăm seama foarte bine, cheltuieli diverse și neprevăzute din proiectul inițial. 73. Cât s-a plătit către modul energie? 18.243. Cât s-a plătit prin dispoziție? Cât sunt abonat cu dispoziție? 2640. Aia 6.000 plus canalizarea. Deci toate sunt defalcate astfel încât să nu uităm, pentru că la un moment dat o să uiți. Băi, cât e diverse și la și la un moment dat se plătit. Undeva acolo nu se permite legislația, vedeția legislației 1.34, având în vedere că legislația reclamând s-a desfășurat sub legislația 1.34, acolo legislația prevedea și 50% cu modificarea documentației tehnice, dar până în 20%. Având în vedere că lucrările, capitolul 4 fără TVA era de 652, 6.520.000, înmulțit cu 20%, ar fi venit 1.300.000. Vedeți că eu NCS-ul am decât 730.000. Deci nu am depășit cheltuielile de piese și de prevăzute, în limita 90%, prevăzute de 1.34, articolul 122, litera I și J. S-a apropiat actualizarea de legea. Nimeni nu calcă legea. Nu calcă nimeni legea. Dacă ți-a făcut pavele, tu trebuie să plătești pavele. Câți mi-e de plătat? Nimeni nu calcă legea. Cine este pentru? Punctul numărul 9. Cel mai dureros. Divers. Da. Acum, dacă înainte de a pune dumneavoastră diferite întrebări, să-l felicităm pe domnul Hugo Marian, pentru că asta am pus în loc, a fost ales de UNICEF și va participa la București, am înțeles. Nu știți? Nu știți? Eu cel puțin așa știu. Să facem la domnul primar. Nu, da. Foarte bine, la fel. Mi-a spus cineva. Ești pregătit în București? Da, nu știu. Nu știți că da, dar nu știți. Nu știți că da, cineva. Acum, ce vreau să spun? Transport, motorină, mâncare la copii, în afară, acum să nu ne completăm cu sumele care vor fi alocate de UNICEF, dacă e. Nu că ei, dacă ar fi din ce știam, ei achită tot. Achită tot. Și transport, și cazare. Acum,
Dar eu nu știam să fie, auzisem că e ceva Blăgeștiu. Nu. Blăgeștiu? Da, așa am auzit să plecunea asta acum. Ori ne vă zicem că la un spectacol sunt 100 de milioane. Solicitați banii, sunt 100 de milioane. Adică, deci cum vă este de el? Nu, adică da. Puțin cu sumele când sunt foarte mici și... Da, dar facturi, să puneți facturi, noi vă dăm banii. Păi asta e că... Nu. Adică știți cum este, am făcut facturi, dă-mi sume, dă-mi dar e foarte greu să scoți din banii din tale. Deci, factură, 100 de milioane, e o sumă chiar bună, 100 de milioane. Vedeți cum vă descurcați. Nu, chiar am întrebat pe sectorul ăsta exact, ca să văd cum se pot cheltui, că așa știu că banii sunt acolo, dar ca să fie și eligibil la deportare. Dar dacă hotărâri a fost în local, nu mai știu pentru ce am cum am dat. Dacă vreți să modificăm la hotărâri a fost în local, vom iniția, vom să vă transmit o solicitare din partea poliției. Adică sunt 100 de milioane pentru copilaj și să beneficieze copiii. Adică, dacă se cheltuie, mai aprobăm altă. Da, pentru copii, da. Nu, 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 dar trebuie să gândesc exact ce copil, nu peste tot. Ce mai e nevoie, că mai apropo ce să zic, dar tot am apropo pentru copii, cheltuiți-i. Pentru copii, adică, și așa banii se duc. Se duc, măcar să beneficiați, să beneficiați copiii de banii ăsta. Adică nu poți să le dați bani, dar tot ceva. Păi nu, dar aici întrebați-mi, cum se face, practic, plata trebuie făcută de cineva înainte, aprobată, decontată înainte, că... Aici e o problemă. Sunt două modalități. Două modalități. Una pe bază de factură pe ce aduceți dumneavoastră și imediat vă decontăm banii respectiv. Pe da, aici pe cineva trebuie să pună înainte și... Dar cineva trebuie să pună înainte. Da, sponsor. Iar dacă... Da, când e hârlă de aia, e foarte greu acum. Nu, că eu știu, de asta zic, dacă ar fi, eu aduc și ultimul bon, dacă ar fi suma intrată, dar... ca să o cheltuie și pe urmă... Nu, nu e că nu e luată, cineva trebuie să-i pună. E diferit, de o zi, două, pentru că imediat veniți la aia, emitem un cec și imediat. Da. Da, vedeți. Da, întrebări voi, vă spun. Da, bine, că asta e valabil și la... De curs, la clasa asta și... Da, altcine la cine mai scrie la cuvânt? Tu de iau din comentarii. Vedeți că sunt 650 de metri cub de lemn pentru populația comunei Sândoi. Că m-au ca un bolovit, că sunt puțin așa, nu știu cum să zic, mai, nu știu cum să căutați dumneavoastră cuvântul. Deci, cetățenii comunei Sândoi au nevoie de lemne, da? Vine la primar, solicită la primar, face o cerere la primar și primarul domnește un tabel și trimite la ocolul civic. Acei 650 de metri cub care sunt acum pe Vejănia, trebuie să fie dați, adică, numai la povața comunei Sândoi. Avem de-a face cu un pădurar, cu un domn pădurar, care încă înțelege înregistrația, adică îmi dă lemne la Oșa Avram. Vorbesc cu el săptămâna trecută, nu mai dai la Oșa Avram. Că la sfârșit o să dai tabelul ce dai la comuna Sândoi. Adică el, Oșa Avram, Oșa Avram, Oșa Avram, Oșa face. Dar nu am treabă eu cu Orășa. Orășa să se ducă pe Riveț. În ce condiții de lemn? Poftim? În ce condiții de lemn? 1.900.000 m³. 1.900.000 m³. Între 1.900.000 și 2.200.000 m³, cu condiția să se trag în lampă, eu mă duc numai să încarc. Deci lemn în lampă, vă zic. Cei care vin, cu cei care se pute de lemn la ocolul Sirii, întrebați-i dacă au teren care s-a împădurit. A fost teren arabil, și mulți au lemn pe care pot să-l folosească. Nu asta de bani la ocolul Sirii. Știu, vinerea eu, de exemplu, dacă eu am teren împădurit. Să-mi dea aprobare să curăț terenul. Vrea să spună, cei care vor să cumpere lemnul, asta a înțeles. Da, da. Cumpără trebuie să trebuie să nu ne contorezi, eu te referi la altceva. La altceva. La altceva. Sunt pădurit și se fac cu el. Plătesc un post la stat, nu mai poți să mă dă. Acolo vinde, nu? Să-mi dea voie să mă duc să-l scurăț. Să-mi dea voie să mă duc să-l scurăț. Le dă voie. Le dă voie să o de șoche. Deci lemnul ăsta de foc în baza celui făcută la primărie la Mulemnat. Ai trebuit mers la o părțindu sau nu? Așa face adesă. Vrea să face solicitarea de primar? Și când se aprobă? Asta mă sunt pe instanță, eu știu. Păi nu, dar era ca o întrebare, că de obicei era o cotă, era o... Nu e voie. Cum să nimeni, cum?
Ai titlul, da. Băi, nu, de obicei eu folos silnic, din auzit, nu știu, 100% sigur, că dădeau 5 metri cub pentru fiecare familie. Erau obligați să dea 5 metri cub pentru fiecare eu familie. Spun, da. Să la aprobe. Și să mai dea un colosibic cu un colosibic, nu mai sunt familie. Nu mai sunt.